De la Argeș sunt acuzații ale directorului Muzeului Municipal Curtea de Argeș, care îi atacă pe membrii Casei Regale. Așadar, domnul Ștefan Dumitrache spune că prin programul pe care Casa Regală l-a făcut public și se referă la funeraliile majestății sale, regele Mihai, demonstrează lipsă de respect. Și citez, programul arată clar că nu se respectă tradiția pentru că nu va fi adus cu trenul regal și nu se respectă regulile pentru că nu va fi pus sicriul pe afet de tun. În direct, în plus, nu s-a pomenit niciodată, zice domnul Dumitrache, în istorie ca o mormântare să aibă loc noaptea, cred că este chiar împotriva tradiției ortodoxe. Știu că unul dintre regaliștii invitați la noi la emisiune ieri spunea că în cazul reginei Maria s-a întâmplat ca de asemenea această ceremonie de înhumare să aibă loc după lăsarea nopții. În direct prin telefon cu noi domnul Ștefan Dumitrache. Bună ziua! Bună ziua! Nu sunt acuzat, este mâhnirea mea. Pur și simplu. Supărarea dumneavoastră. Da, deci eu nu-mi permit să acuz Casa Regală și să o judec, pentru că este o instituție mult prea importantă pentru țara noastră și pentru poporul nostru și am un respect deosebit față de ceea ce înseamnă Casa Regală a României. Dar asta nu înseamnă că nu pot fi mâhnit văzând că nu se respectă tradiția. Apropo, în legătură cu înmormântarea reginei Maria, trebuie să știți că ea a fost adusă cu trenul regal, așa. S-a făcut și o pomană, sunt imagini asociate pe timp de zi trenul la Curtea de Argeș. Că au fost ceremoniile foarte lungi, asta e altă poveste. Dar trenul regal a ajuns pe timp de zi, există suficiente fotografii și materiale filmate. Da, aveți în același timp imagini în direct de la Obon. Sunt imagini pe care le transmit colegii noștri de acolo. A sosit un autovehicul, vom vedea ce se întâmplă acolo. Aș vrea să vă mai întreb mai exact care sunt... Da, este scos sicriul majestății sale, regele Mihai. Acest sicriu cu trupul majestății sale va fi depus la biserica din Lausanne în următoarele zile, după care miercuri majestatea sa va fi adus în țară. Va fi depus mai întâi la castelul Peleș, apoi la castelul regal, după care funeraliile vor avea loc la Curtea de Argeș, mai exact ceremonia de înmormântare. Domnule Dumitrache, mai sunteți în direct cu noi? Da, da, da. Mai exact, care reguli din protocol nu se respectă? Eu mă trenul refer la ce s-a întâmplat la cele două înmormântări anterioare la regele Carol I și regele Ferdinand I. Amândoi au fost preluați de la castelul Peleș pe afet de tun, au fost aduși în București, s-a făcut acolo întregul ceremonial religios și militar, pentru că vorbim de mareșal ai României, majestatea sa, regele Mihai este mareșal al României, este veteran de război, este comandant suprem al armatei române. Îmi spune o secundă domnul Fifor, ministrul apărării, că trupul neînsuflețit va fi dus pe afet. Chiar dacă acest lucru, da, nu pe afet de tun, chiar dacă acest lucru nu apare în program. Este un lucru extraordinar și îi mulțumesc domnului ministru că face așa ceva. Bun, așadar mai rămâne nemulțumirea dumneavoastră legată de trenul regal. Și de ora de înmormântare. Și de ora de înmormântare. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Dumitrache, pentru această intervenție.